A început oficial sezonul petrecerilor și a evenimentelor elegante, indiferent de stilul nostru vestimentar. Aceste ocazii cer ținute speciale. Teorie valabilă și în cazul domnilor, căci despre ei este vorba în materialul următor. În 2023 investim inteligent în piese confortabile din materiale de calitate și care nu-și pierd valabilitatea în timp. În privința stilului, trendurile s-au schimbat destul de mult. Astfel, bărbații sunt încurajați să opteze pentru ținute îndrăznețe, pline de personalitate, dar mult mai relaxate. În continuare ne explică Adina Buzatu cu ce a fost înlocuit sacoul, cămașa și chiar pantofii. În general, petrecerile din vara aceasta sunt ușor mai relaxate. Locațiile sunt diverse și poți să porți ținute elegante, fără însă a fi rigide, mult prea sobre. Până la urmă, unu, că ai nevoie de confort termic și doi, că vrei să-ți pui în evidență cromatica purtând culori care te prind, care ți se potrivesc. Sezonul evenimentelor s-a deschis, iar specialiștii vin în ajutorul bărbaților cu sfaturi prețioase despre ținutele pe care aceștia trebuie să le abordeze pentru a crea un look perfect. Uite, aceasta este o ținută perfectă a unui invitat la o nuntă, vine în cap în Florența, dar nu știu, foarte mulți își fac nunțile acum români. Își fac nunțile în Italia, în Grecia. E genul de ținută relaxată, potrivită la o nuntă de zi sau la un banchet, pentru că sunt foarte mulți tineri care acum au banchetele. Ce e foarte important, toate piesele le vom purta ulterior. Alegeți piese versatile, ușor de asortat. Sacoul merge și cu o pereche de pantaloni negri, cu o cămașă albă și cu o cravată. Pantalonul, cămașa, sacoul, dar și accesoriile trebuie să fie întotdeauna alese cu grijă, în funcție de eveniment, dress code, calitate, siluetă, dar și de gusturile personale. La ora actuală, noile trenduri în materie de modă le permit bărbaților să creeze combinații vestimentare care în urmă cu doar câțiva ani erau inacceptabile și chiar blamate. Aici avem o ținută pentru un domn care merge la un eveniment pe malul mării. Poate ziua cuiva, uite, poate un majorat, poate o petrecere lejeră, dar totuși elegantă. Din nou, un sacou cu aspect de in, dar neșifonabil, cu mătase naturală și lână. Tricoul este din mătase naturală. Poți purta tricouri la un eveniment, dar ele trebuie să fie prețioase. Bumbacul nu e întotdeauna suficient de prețios și alegem atunci mătasea naturală. Cu cât este abordată o importanță mai mare asupra stilului vestimentar din partea unui bărbat, cu atât mai mult acesta devine o persoană prezentabilă și de încredere în ochii celorlalți. În ținutele elegante nu purtăm niciodată logo-uri. V-aș ruga să nu purtați niciodată, dar când e vorba de o ținută elegantă, arată oribil să scrie ceva pe undeva. În al doilea rând, materialele trebuie să fie prețioase. Trebuie să fie naturale, trebuie să nu se șifoneze sau dacă se șifoneze, trebuie să fie țesături tratate special pentru o șifonare elegantă. Există țesături moderne de in, de bumbac care au aceste tratamente, se șifonează ușor, dar arată încă elegant. Totodată, stiliștii spun că există câteva reguli pe care bărbații trebuie să le respecte pentru a nu da greș niciodată. Accesorizarea întotdeauna trebuie să fie din mătase naturală, întotdeauna realizată manual. Dacă vorbim de un papion, nu purtați papioanele precusute. Atenție la șosete. Șosete, alegeți șosete lungi în general. Dacă este un eveniment pe malul mării sau al piscinei, atunci putem purta șosetele invizibile. Dar niciodată nu purtăm șosetele acelea medii, care lasă la vedere jumătate din tibie în momentul în care stai așezat. Nu uitați, domnilor, a doua zi după eveniment, piesele acelea se reintegrează în ținută, în garderobă, purtate ca atare în aceeași ținută sau diferit. Doamnelor, costumele pot fi o opțiune și pentru dumneavoastră, însă trebuie neapărat să purtați tocuri, astfel încât să transmiteți eleganța impusă de eveniment. Iar în privința culorilor, optați pentru nuanțe îndrăznețe pline de personalitate, verde, bleu și, bineînțeles, culoarea anului Viva Magenta.